Alexandra Jianu, 18 ani. Părinții divorțați. Tatăl Mihai Jianu, domiciliu necunoscut. Mama Sofia Dinu, după noul soț. Domiciliu comun a Moșneni. Fata fusese încredințată tatălui de la vârsta de 10 ani. Acum locuia la internatul școlii. Îi găsești în cel mai scurt timp colegii, prietenii cei mai apropiați. 2. Vreau absolut totul în legătură cu ea, tot ce se poate. Jurnale, oracole, scrisori, mă rog. 3. Afli ce a făcut în după amiaza asta, dacă s-a văzut, întâlnit cu cineva. 4. Păi, pentru o simplu accident? Singură? Ordonați? Se plimba singură? 4. Trimiți pe cineva să-i anunțe familia. Ce ți-a făcut asta? Ce ți-a făcut, bă? Ce e, bă? A murit, Sanda, nu se poate. Care Sanda? Sanda, Vasile. Fata mea cu primul. Alumișu, păi dar zi așa, băi, du-te tu în casă și ai grijă de copii. Haide, du-te în casă odată și du-te și ai grijă de ăștia. Ce mai vreți, bă, de la ea? Când a fost cu divorțarea, i-ați dat fata a lui, că ea era imorală. Păi ce mai căutați, bă, la aia? Duceți-vă la el! Antisofia trebuie să meargă la identificare, la eforie. Tocmai la eforie? Luați că vine mâine. Are bărbat, are copii, n-are timp. Treaba voastră. Eu mâine nu mai vin cu mașina să o iau. O să vină singură. Uite-te, că până acum ai dus-o tu cu mașina la prașilă. Când a fost cu divorțatul,
I-ați dat copilul ăla, că ea trăia cu mine, era imorală, a? Bine. Dar ce vrei, bă, dacă o băteau la cap? Ce era să stea? N-a mai răbdat femeia, că și femeia e om. Ce crezi, bă, că e proasta voastră? Asta are copii, bă, are familie. Du-te, dracului, de aici. Ușor, tată, ușor să nu te arzi. Vrei? Hai, pa. Ia zi găbiță, câștigă mâine. Cum drag? Îi omorâm. Le dăm trei în față. Bă, dar ce deși tu pe toate? Păi cum? Ia zi, vedem meciul la terasă? Nu știu, să văd. La cât este? La 6 pe antenă. Te văd, dacă e, te sună. Hai, mă, să stăm și noi liniștiți ca băieți. Da. E sigur? Stai așa, stai așa. Zi! Mersi, mă. M-ai făcut dator de un șpriț, a? Mersi, mersi să trăiești. Găbiță, tată, am pus-o. A venit vapor. Ce bun ești. Zi, Jeane. Bine, adu-mi telefonul. Domnul senator, mama dumneavoastră nu se simte bine. Zi, duțule. Ești sigur? Chiar în noaptea asta? Bravo, mă, băiatule. Pune totul la punct acolo și întoarce-te. Doamnă, trăim o zi mare. În noaptea asta vine Margarita. Cine e Margarita? Cine e Margarita? Hm? Doamne, dacă-mi iese, nu se poate, trebuie să-mi iasă. Știi ce înseamnă asta? Nici nu poți să-ți imaginezi. Imediat ce termin, mă suni, da? Gata, mă, basticiate. Dacă are nevoie careva de mine, mă găsesc și la internat. Camera 15. Michi. Dar ce-am făcut, fraților, am omor pe careva? Ce-am făcut? Jos. Bă, voi nu înțelegeți? Ăștia ne iau de fraier, mă! Ce mă, v-ați făcut că vor să trăiești mecheri, mă? Zi, mă, sunteți mecheri! Aveți probleme, mă? Vă rezolvi, mă, dacă aveți probleme, mă! Da, mă, caș, mă, cu omul! De ce să tac, mă, mă? De ce să tac? Să tac să mă iau ăștia de fraier, nu? Ți-ai mai suții, ești mare și degeaba.
tare gură și prostii meserie. Zi mă, vrei seara, mă, că plec, zi! Bună seara. Ce, s-a umflat mușchii pe tine? Aici ești miezul. Te văd eu dincolo. Cu ăsta nu-ți merge. L-ai văzut cum e. Hai, poftiți. Hai noroc, lasă vorba. Pa. Gio, tata. Azi e zi mare. Auzi? Tată, zici lui Fitu că nu avea numie. Eu am deja un tată și mă freacă la ei că e mai rău ca tine. Ne-a venit vaporul. Margarita, intră în radă noaptea asta. Intră în radă ca să radă. Bă, ce dracu-i vorba asta? Auzi, intră în radă. Ce treabă am eu cu vasul? E combinația ta și a lui tata, nu? Voi faceți treaba, voi vă luați banul. Mie mi se rupe. Da, ne-a venit marfa. Ce dracu. Vorbim după ce descărcați. Eu nu mă ocup de șpășii de telefon, e clar? Gio. După. După. În afară de ce ați declarat până acum, mai are cineva ceva de adăugat? Îmi permiteți? Puteți, vă rog, să deschideți fereastra. E aer foarte închis aici. Cineva minte. Declarațiile voastre se bat cap în cap. Stai în aceeași cameră cu ea la cămin și ai văzut-o ultima oară la orele 15 în sala de lectură. Da. Tu ai declarat că ai văzut-o tot pe la orele 15 pe strada ta, trecând în sus și în jos, încet, de parcă se plimba. Internatul se află în Eforie Sud, iar tu locuiești în Eforie Nord. Cam mare distanță. Nu crezi? Locuiești în același cartier cu ea. Cu tine vorbesc. Hei! Cu tine vorbesc. Da. Și n-ai văzut-o pe colega ta plimbându-se pe stradă. Nu, n-am mai văzut-o de pe la 12, de când am terminat orele. În schimb, tu ai văzut-o tot pe la orele 15 în față la NAV-NAV. Ce făcea acolo? Ce făcea acolo? Trece. Trăiți. Și l-am găsit și pe profesor. Uitați pe culoare. Sergent, du-te și tu și fumează țigara, poate ești obosit. Eu nu fumez. Bravo, mă!
O să mor sănătos. Atât tu te și o gură de aer curat. Hai, executare. Alo? Redacția ziarului Albatrosul? Da. Cu domnul redactor Istrate, vă rog. Nu e aici. Cine întreabă? Plutonier Stănică. Ce-i Stănică? Gabi sunt. A, domnul Gabi, vă rog să-i spuneți domnului Istrate că fata dumnealui se află aici, la noi, la poliție. La ora asta? Dar ce a făcut? N-a făcut nimic, dar nu pot să vă spun acum. Să-i spuneți domnului Istrate că l-am informat. Mi-a promis dumnealui că mă ajută cu... Mă rog, știe dumnealui. Bună, profesore. Ia loc. Îmi trece vremea. Altă dată mai ieșeam la o bere, mai schimbam o vorbă. Nu ne-am văzut cam de mult. De când a murit Gabriela. Ce-au făcut ceva? Nu, nimic grav. I-am chemat să aflu câteva lucruri despre Alexandra Jian. Timp de o oră m-au mințit în continuu. Cum s-a întâmplat? Asta încerc să aflu. Tu-i cunoști mai bine pe copiii ăștia. Ai observat ceva deosebit la Alexandra în ultima vreme? Era deprimată? Nu. Dimpotrivă. Era veselă. Ce poți să-mi spui despre Dana Istrate? Un copil model, conștiincioasă, liniștită, foarte silitoare, lipsită însă de inițiativă, o personalitate ștearsă. Taică-su e Toma Istrate, redactorul de la Albatros. Maică-sa, Carmen Istrate, medic. Nicolae Olaru. Nichi, adolescentul complexat. La prima vedere pare tupăist, dar de fapt e foarte vulnerabil. Tudor Bădoi? Arogant, superior, mereu dornic să fie admirat. Se duce la sală, joacă în echipa de basket a școlii. Părinții pregătesc un viitor strălucit. Andreea Stamate? Inteligentă, introvertită și foarte complicată. Are o imaginație bogată. Îi place să scrie proză, versuri. De știi că scrie versuri? Știi, eu m-am împrumut copiilor cărți din biblioteca mea. După un timp, în cărțile pe care le dădeam Andrei, găseam hârtii cu poezii scrise de ea. Unele erau chiar bune. Am încercat să discut cu ea, dar s-a făcut că nu știe nimic. Asta e ultima pe care am primit-o. Auzi, frate, ce discuți? Literatură? Poezie? Știi?
știi că și Gabriela mi-a scris poezii? Bun, și acum ce urmează? Voi încerca să stabilesc ce dracu s-a întâmplat acolo pe plajă. Deci de copii nu mai e nevoie. Ba da. Din tot ce am aflat până acum, nu sunt deloc sigur că a fost un simplu accident. Iar eu nu știu încă cine e persoana care a văzut-o ultima oară în viață pe fata asta. Iar ei mă mint într-unul. Și ți ești toată noaptea? După amiaza asta, colega voastră, Alexandra, a fost găsită pe plajă în afara orașului, moartă. Încă nu știu dacă a fost un accident sau, mă rog, altceva. Iar voi nu m-ați ajutat, băiatare. Asta e. Poate mâine o să aveți mai mult chef de vorbă. Noapte bună. Builor, a murit Alex, mă. Înțelegeți? Alexandra a murit! Nu putem pleca așa. Am venit să-mi schimb declarația. De ce? Am mințit. Când ai văzut-o ultima oară pe Alexandra? La 12, când am terminat orele. Azi la 12? Da. Azi e sâmbătă. Ce ore aveți voi sâmbătă? Pregătire la mate. Sâmbătă? Da. Nu știam cum stau lucrurile. Am zis că dacă mi-a dat vreun necaz și m-a băgat nasul și poliția... Avea vreun necaz? Nu, dar... Dacă ne-ați chemat aici și ne-ați tot întrebat, am zis că... Scrie. Poți să-mi schimb declarația? N-am auzit. Declarația, pot să o schimb? De ce? Și tu ai mințit? Nu, n-am mințit, dar n-am spus totul. N-am știut ce s-a întâmplat. Chiar n-am știut. Spuneți-mi și mie ce se întâmplă aici, vreau să știu. Spuneți-mi, doamna. Și cum îi țineți pe copiii și atâtea ore aici? Ce au făcut domnule? Au furat? Au omorât pe cineva? Ce se întâmplă? Te rog, hai acasă. Te rog. Alex a murit, mamă, și trebuie să-mi schimb declarația. Cum a murit? Un accident petrecut la... Și ce legătură are copilul meu cu asta? Vă spun eu, niciuna n-avea nicio legătură cu fetișca mea aia răută. Mamă, nu pot să plec, am promis că trebuie să treacă prostirea asta. Gândește și tu puțin. S-o ierte Dumnezeu, dar Alex era... Știi și tu. Cum poți să spui că era prietena ta? Tu te-ai fi aruncat așa de gâtul unui... Golan ca Geo? Eu vreau să cred că nu.
Sper. Dar e drăguț. Sigur, e drăguț. Are BMW, tasul e senator, e drăguț. Sărăcuța de ea. Venită de la coada vacii. O fi crezut că a dat norocul peste ea. Nenorocitule, era prietena lor. Nu poți să le spui așa pur și simplu că a murit. Te-ai folosit de ei, ai mizat pe... Am mizat pe sinceritatea lor. Vrei să schimbi declarația? Da. Alexandra n-a fost în internat în după amiaza asta. Nu. Dar unde a fost? Alo? Da. Da, eu. Zi, doctore, zi. Autopsia. O clipă. 16, da? 16:30. Câte? Ești sigur? Bun. Vreau raportul noaptea asta, te rog. Vrei să spui ceva? Da. Hai că ne apucă dimineața. În vacanțe, Alex nu se ducea la ea acasă pentru că nu primea tatăl ei vitreg. Și când se închidea căminul, se muta la bunicii mei. Locuiesc aici, în Eforie Sud, aproape. Și într-o zi... În munte, într-o zi, o seară de vară, o pală de vânt, timpul ce zboară, mi-e dor de înălțim, de clipe uitate, să fim numai noi, izvoare și șoapte. Aș vrea să urcăm spre roșul din zor. Acum vom trăi de 100 de ori. Floare de colț, luna fără pată, surâsul tău dulce, și iar mă îmbată. Încă o zi va mai trece, dar timpul în loc pentru noi va sta. Și crede-mă, va fi așa. Încă o zi va mai trece, dar timpul în loc pentru noi va sta. Și crede-mă, va fi așa. Andreea. Hei. Când ți-a povestit toate astea? Nu mi-a povestit ea. Am aflat întâmplător. Printre lucrurile pe care le avea la bunica, era și un jurnal. La bunica ta acasă? Da. Uite, scrie tot ce mi-ai spus. Profesore, vină cu mine. Tu nu rămâi cu mine? Nu poți, mamă, sunt de gardă. Dacă e ceva, mă sun, da? Thank you.
rog să ne iertați că deranjăm la ora asta. Fai, dar nicio problemă, vă rog să poftiți. Mulțumesc. Poftiți, poftiți. Cristache, avem musafir. Că m-am împăcat, nu, bărbatul. Da, ce-ar fi să vă fac o cafeluță? Mulțumim, altă dată. Domnul este profesorul Andrei. Nepoată mea. Știam eu că vă cunosc de undeva. Mă, vreau să aruncăm o privire în camera fetelor. Foarte bine, dar cum să nu? Vă rog, poftiți, poftiți, acolo. E grav? Nu. E doar obosită. Vârsta? Câteva zile la munte ar face bine. Mergem, mamă, mergem la munte. Nu mai să termin cu treburile astea, mergem unde vrei. Merg și eu? Bineînțeles că mergi. Mergem cu toți. E târziu, draga mea. Du-te și tu acasă, că o fi îngrijorat, omiță. E îngrijorat. E cu ziarul lui. Nu moare el de dorul meu. Ce e, Jane? Domn senator, Luțul la telefon. Ce e, Luțule? E nebunit, ce verificare. Sună-l pe Manole să rezolve. Cum să n-am încredere, doar e frate meu. E grav? Niște rahaturile, controale, le rezolvăm noi, nu? Lasă-ne, te rog, singuri. Speram ca Alexandra să aibă un jurnal. Văd că nu e aici. Jurnalul nu mai există. Cum nu există? L-a rupt. Cine? Alexandra. De ce nu mi-ai spus asta până acum? Asta când a fost? Acum câteva zile. Am găsit-o în cameră la cămin. Plângea. Rupea foile din jurnal și le făcea bucățele. De ce? Nu știu, n-am vrut să-mi spună. A stat toată ziua în pat și a plâns. Probabil că după noaptea asta, profesorul Damian o să fie exclus din învățământ. Asta e. Noapte bună, că să plece. Poți să pleci. În 1982 eram șef de post la 2 mai. Într-o noapte a fost o poveste cu un furt. Un paznic a fost găsit mort pe câmp în noaptea. Și la proces un martor a declarat că eu l-am omorât. A fost condamnat și omul ăla credeam că mi-e prieten. Cât am stat eu închis, soția mea a murit. S-a aflat adevărul până la urmă, am fost reabilitat, dar anii aceia nu mi-a mai dat nimeni înapoi. Andrei, Alexandra a fost prietena ta. Trebuie să aflăm adevărul. Trebuie. Andreea! Andreea! Toți au rămas. Și Andreea, și Tudor, și Nichi. Numai eu am plecat, pentru că așa a avut mama. Auzi, mă, Gabi, ce vorb. Cine? Sava? Da, mă. Ține copiii ăștia toată noaptea la poliție. Nu, noi am hotărât să rămânem până se află tot adevărul. Și eu ar fi trebuit să fiu acolo cu ei. Ce să cauți acolo? Să-l păzești pe Sara? Nu știu, tati, dar eu mă întorc, să știi. Domiță, se pregătește șalupa. Vreau să afli tot despre locotenentul Sava. Ai ceva, mă sun, da? Da. M-am trimis pe Dana acasă cu cineva. Nu mă duc acasă.
Acum că trebuie să dau și tu un pic. După ce te întorci tu. La mine nu știu cât mai durează. Înțelegi și tu ce n-ai. Să ai grijă de tine, da? Și să te întorci repede. Ai stricat absolut totul. Ai dat un bar rău de tot. Ai grijă cum te porți cu fata asta. Ai grijă. Adică am pus-o. Ce, șef? Am uitat telefonul la redacție. Ce fac? Întorc? După noi strade. Nu mai prinde șalpa. Nu-i nimic. Mă descurc și fără el. Jurnalul a dispărut. Alt indiciu nu există. Sper că băiatul ăla să înceapă în sfârșit să vorbească. Cine, Nichi? Celălalt. Tudor. Da. Vrei să discut eu cu el? Nu e așa simplu. Trebuie să se decide singur să vorbească. Mama Alexandre, Sofia Dinu, nu? Este era profesorul Alexandrei. Lasă-l că... A venit. Ce mai pot să fac acum? De când n-ați văzut-o? Din primăvară. Atât de dor de ea. Venea des acasă? Nu. De ce ai făcut asta? Știu că vrea să te la facultate. Știa că n-avem bani, dar i-am spus că am să o ajut și eu. Vă scriați? Vorbeați la telefon? Cunoscuse un băiat. Spunea că e un băiat foarte bun și că am să-l cunosc și eu și... Da? Ce băiat? V-a spus cumva numele? Nu. El i-a dat mobilul. Era așa de fericit să vorbim. Când a fost asta? De ziua ei, pe 23 martie. Mașina de serviciu, te rog. O conduc eu dacă nu mai ai nevoie de mine. Știi românește, a? Păi e turc, tătar de-al nostru din Constanța, musulman. Zic-mi ce ești. Hai mă, ia zic, ce poți să ajut? Domnul Gio, eu fac afaceri serioase. Așa. Am un partener în Turcia care aduce electronice. Cuptoare cu unde, telefoane mobile, volum mic, valoare mare, rentează. Bravo. Și? Merge? Merge, domnul Gio, dar s-ar putea să meargă și mai bine. Eu aduc marfă cu tirul, nu cu microbuzul, înțelegeți? Așa. Și? Domnul Gio, cu vama. Le e frică, domnul? Dacă s-ar putea o scutire de taxe, o reducere, că posibilități există, da, mă, da, se rezolvă. Tu nu mai zi-mi cum te-ai gândit, că eu zic dacă e bine sau nu.
Păi eu așa zic că e bine. Da, mă, e bine. Caută-mă mâine după muncă. Stai, mă, dracului, undeva! Doamne, ferește! Eu am văzut-o ultimă. Pe cine, pe Alexandra? Unde ai văzut-o? Pe faleză se duceau spre locul nostru. Cu el? Se țineau de mână. Vine, mă, cretinule! Michi! Vine, mă, cretinule, și noi ce pui mei, mă, stăm aici de proști? Taci! Ai scris asta în declarație? Du-te dincolo și spune ofițerului. Mă, stai chiar bău! Du-te, mă! Și dacă îi spun ce crezi că rezolvă, omul primește un telefon securat, tocatul și gata. Bă, tu chiar ești prost? Nu proști sunteți voi, că puneți votul la orice. Și ce vrei, mă, să faci tu dreptate, mă, nu? Erau pulii mele. Du-te, frate, dincolo și varță tot ce ești, că m-a săturat. Du-te, mă! Gata, mă, gata! Pe picioare, mă, tu-s morți. Gata, mă, gata! Să vreau că ți-a dat două palme la bagiule. Michi! Tu-s morți, mă, să-ți fut. Ești prost, mă! Stai jos! Nu mai pot. Deci nu mai rezist, plec. Ce faci, mă, mai stai? Bă, te ești dus, să mure de nu ești dus. Du-te, mă, cară-te. Cărați-vă, mă, cu toții. Du-te la cămin, mai scrie o poezie, nu? Da, păi să știi că mă duc. Ce faci, vorbim mâine? Tudor. Hai, domnule, lasă. Permite să raportez? Unu, să fie găsiți prietenii victimei, găsit. Doi, să fie aduse cărțile și caietele victimei, s-a adus. Trei, să fie anunțată mama victimei, anunțat. Patru, cu cine s-a întâlnit victima în ultimele ore. Pampas? Cine este? Crețu. Adul. Copiii mai sunt aici? Sunt. Trimite-i la cocare, nu mai am nevoie de ei. Pleci. Trei, șeful. Dai aloc. Mulțumesc, pleci. Numele. Da, și șeful, nu mai știți? Numele. Crețu. Prenumele. Petronius. Sau Pampas, ca așa zice miniciurile mele. Rom. Rom, pe dragul să ia șef. Rom sunt aia care vor să se ascunde printre români. Eu știu Cioran, domn colonel. Locotenent. Păi doar locotenent? La valoare și pregătirea dumneavoastră, șeful. Mai sunt doi puși pe culoare. Ce fac, îi dau afară? Lasă. Dacă n-au somn, lasă-l. Ia zic, Crescura, nu te lași de prostii. M-a lăsat șeful să moară mama care mai face prostii. Ia zi, ce ai făcut tu în după masa asta? Nimic, șef. Dar știți cum? Nimic, nimic, nimic. Alexandra Gianu, v-ați întâlnit la terasă pe la orele 14 și ați plecat împreună. Da, șef, așa e corect, dar n-am făcut nicio prostie, că și ea a vrut.
Prețule, singur te-ai băgat. Zi-mă, crezi că el a făcut-o? Nu știu, frate, dar tot aflu eu. Păi dacă a făcut-o el, se-mi pute treaba rău de tot. Mă doare în cur. Ce o să ne fac? O să ne moare pe toți? Vă spun tot, domn colonel. Zi. Azi dimineață eram și eu mai liber. M-ați înțeles că eu n-am nici șef, nici cont, adică mă știți cum sunt. Și am zis să iau și eu puțin aer, să ies afară. Și ai găsit-o la terasă? La terasă am găsit-o. Ați văzut că ne-am înțeles? Și ea tot stătea acolo, trăgea de-o cola de-aia. Și urea când am văzut-o, cum sunt eu mai obăreț așa, m-am lipit imediat. Că știți, mie, na, și dă-i cu vrăjeala, dă-i cu alea, dă-i cu alea, dă-i cu apuneile, nimic. Și atunci a luat-o tare șeful. Am zis, făi, face și noi ceva sau... Și ai dus-o la tine. Păi da, șeful, că pe astea, dacă le-i tare, s-a terminat. Nu mai face nimic. Adică face tot ce vrei tu, asta zic. Hai. Așa? Permiteți? Geaga? Whisky? Dacă vrei un duș ăsta... Nu? Trebuie fi instant. Părăsești localitatea. Ești la dispoziția poliției. Ne-am înțeles? Ne-am înțeles. Hai. Doamne, întotdeauna mi-a plăcut omul inteligent. Să trăiți, vă acolo, mi-a făcut plăcere. Stănică. Geanta fetei, urgent. Trăiți. Știu de unde avea drogurile. De la Geo. Care Geo? George Costea. Fiul senatorului? Da. Făcea și el parte din grupul nostru până acum o lună. El ni le dădea, gratis. Drogurile sunt pentru discoteca Heaven 77, al Manole. Manole, fratele senatorului? Da. Dar acum nu prea mai am. De vreo două luni așteaptă un transport foarte mare. Geo are un apartament al lui. Alexandra l-a băgat în grupul nostru. Erau împreună, de vreun an. Stăteam mai mult pe la el. La el în casă, rădeam noi baierame. Pastilele erau pe gratis. Mie mi-a fost frică să încerc. N-am luat așa ceva, dar... Pe Tudor l-a păcălit odată.
I-am dat și nu i-a zis ce. Când a aflat Tudor era să-l omoare bătaie pe Geo. Dar s-a băgat gorilele lui. Nici fetele n-au pus botul la droguri. Doar Alex. De băut recunosc, beam toți, ne făceam muci, dar de pastile nu ne atingeam. Vă jur că nu, n-am avut nicio treabă cu... Ce droguri erau? Ecstasy. Tu de unde știi? Păi așa ziceau ei, Geo și prietenii lui. Mă, băiete, tu îți dai seama ce spui acolo? Nu. Iubi, marzavan. Marzavane, tu vrei să mă bagi în spital? Cu cine am plăcerea? Cu mine, senatorul Costea nu mai face pe prostul. Da, domnule senator, cu ce vă pot fi de folos? Margarita. Ce-i cu el? De ce mă faci necazuri? Dumneavoastră? Păi, nu te mira așa. N-am știut. Marzavane, ți-e foame? Zi-mă, băiatule. Știi că nu te uit. Dar în morții măsii de va și vezi de treaba. Domn Costea, e riscant. Sunt deșeuri, nu țigări netimbrat. Luați-o și duceți-o la Sulina. Credeți-mă, e mai bine așa. Bine, îmi dai tu un om acolo? Da. Să trăiți. Să-ți mănânce femeile cap. La asta nu m-am gândit. Manole, de ce nu te ocupi de vapor? Transportul e pe numele tău, nu? Ridică-ți dracu cu urul de aici, ia-l pe Cristescu și la noapte vaporul să ajungă la Sulina, clar? Sulina, da. Clar? Bine, e luat și sunt toată ziua la Senat. Caută-l pe ofițerul ăsta și rezolvă. Tot ce ai în buzunare. Aia e. Nu. S-a întâmplat ceva? Vreau să mă ajuți. V-am zis eu că colaborează șeful. Spuneți, vă ajut. La Club Heaven este Geo. Fiul senatorului Costea. Da. Vreau să mi-l aduce aici. Eu n-am niciun motiv să-l umflu. Păi și eu să-l umflu și eu. Ce să-i fac eu? Nu știi? Hăbar n-am. Nu știi? Nu știu eu șeful, ce să-i fac eu. Nu se poate așa ceva, domn coronel. Noi colaborăm, dar eu cu așa ceva, nu mă ating de asta, domnul coronel. Nu pot eu să pun eu mâna pe asta. Nu umblu cu droguri, cu toate, n-am umblat în viața mea, domnul coronel. Să moară frații mei, nici icter dacă ar fi să fac, eu nu pot eu să mă ating eu de așa ceva. Fără eu, domnul coronel. Nu se poate. Deci eu pe așa ceva, nu, eu colaborez cu dumneavoastră, eu mă duc, le iau eu pe Geo, bat eu pe Geo, dar eu nu pot eu să pun mâna pe asta, domnul coronel. Fără eu mult de tot. Nu se poate. Da, Crețule? Da. Nu știu, măi, un puș cordit.
Când? În noaptea asta? Și eu ce am la afacerea asta? Bine, mă. Pune că se rezolvă. Balaure! Doamne, Bobe. Mai cheamă 2-3 băieți, urgent. Am treabă cu voi. Da, Marsalane. Domnule senator, eu mi-am retras oamenii. Dar pe șalupa de la control e cineva de la presă. Dumneavoastră trebuie să o rezolvați, că eu nu pot. Cum am ajuns acolo? Și ăștia intră peste tot? Cum le permiteți, mă? Mă? Voi n-aveți niște legi, niște ordine? Cine era? Istrate de la Albatros. Carmen. Ce? Eu în afacerea asta am riscat foarte mult. Știi ce înseamnă? Vila asta, mașinile, afacerile mele. Dacă nu-mi iese, pierd tot. Ce s-a întâmplat? Presa. Cine din presă? Bărbatul. Faci mă, dai pe bulgari? Lasă, omule, ce bine pare că te văd. 50.000. 50.000? No problemă, no problemă, așteaptă. 50.000, gata. Bă, tu o dai în prostă, alu, treci pasă la șmecherie. Ui, Vlase! Hai să mă nu m-am văd, ai nebunit! Ce bă, te-ai jucat tractul să mă prădui că te-am bătut? Am marfa. Acum o descarcă, încetează. Te-a spus că nu mai mă interesează, băi. Mi-a venit la tip cu banul, e nasol. Aici ești cu banul, 50.000. Lasă, uite, ăștia i-am acum. 2.000. 2.000. Mă, mâine ți dau pe toți. Mă, să mor eu, dar nu ți dau pe toți. Margarita descarcă noaptea asta, mă. Nu aveți treabă cu voi, am venit după ce eu. Așteaptă că e cu Vlas. Băi, n-auzi! Ce vrei, mă? Pe Geo. Păi, mă, dar nu vrei? N-a Bobe are treabă cu el. Ai belit-o, fraiere. Băi, ce-o fur de peste tot astăzi. Oricum, Margareta nu s-a acostat niciodată la Sulina. Apa nu-i permite și la ei vapor, mă, nu bărcuță. Marzavan, cred că a avut să termine cu problemele aia, cu deșeurile, cu drogurile, cu tactul. Oricum, ce să mai va înțepat? Distrate-i cu ochii pe voi. Și de tine, am o grijă. Tomiță, te bag în mâta cu ancheta ta. Tu așa crezi că mă aduci la tine? Măi, Radu Costea e tot ce n-ai să fii tu niciodată. Are poziție? Are bani? Și bărbat adevărat, ai înțeles? Ascultă, dacă nu oprești imediat ancheta asta, rămâne aici de tot. Clar? Ce Dumnezeu i-a sfârșit? Nu, mă, e Vlas. I-a adus aminte că a luat întâlnire de 50.000. Atât a luat. Ce vrei, frate? Nu, frate, colaborez cu domnul colonel la educație. Om bun? Inimă de aur. Atunci. Păi plec și eu dacă e șef. Sănătate.
numele și prenumele. Ce vrei, mă? Tu știi cine sunt eu? Abar, nu. Sunt fiul domnului senator Radu Aurel Coste. Ia. Și să citești? Scoate tot ce ai în buzunare. Asta-i tot. Ba, n-am nevoie, toată lumea mă știe. Ce-i asta? Băi, ești prost. Știi că eu nu umblu cu de-astea. Stănica, fă-i domnul în proces verbal pentru deținere de droguri. Ce, mă? Mă! Ies, fraiere. Ies că de tata șpagă și ies. Și după aia mă pici și pe tine și pe ăsta și pe toți gaborii tăi. Tomiță, am totul despre locotenentul Sava. Care Sava? Ăla de la Eforie, da. Unde e Dana? S-o fi dus acasă. Ai timp să spun despre Sava? Da, un pic să termin aici. Alu? Da, Stănică, Gabi sunt. Ia zi. Bineînțeles, domnule, confidențial. Serios? Cum l-a umflat? Hai că vin acum spre tine. Mă aștepți, da? Hai, pa, pa! Tomiță, avem una tare. Fiul senatorului Coste a fost arestat pentru droguri. E bune? Te-am pupat. Hai, pa! Da. Dana e la tine? A fost aici. Credeam că s-a dus acasă. Cum așa credeai? N-ai vorbit cu ea? Ba da, dar a plecat când noi eram în redacție. Vezi că s-ar putea să fie iar la poliție. Nu voia să plece de acolo. Păi descurcă-te și tu că ești bărbat. Tu la ora asta nu știi unde ți-e copilul? Da, Gabiță. E sigur că e vorba de Geo? Cum adică l-au arestat? Ce trebuie? Ce a făcut? A spart vreo bancă? A dat cu Ivan cap? Jeanne, caută-l pe Sava. Locotenent Sava. Domnule locotenent, mi s-a spus că băiatul meu, George Costa, este arestat, așa e? Corect. Deținere și folosire de droguri de mare risc, de la 3 la 5 ani. Domnule, fiul meu nu umblă cu droguri. Cineva i-a făcut o înscenare ca să lovească mine, cinea mea, așa greu de înțeles. Am făcut eu personal verificarea și tot eu am găsit și drogurile. Înseamnă că dumneata ai pus la cale totul. Nu aveam niciun motiv. Te plătește cineva, îți oferă avantaje, poate ți s-a promis avansarea în grad, ce... Uite ce-ți propun. În 10 minute sunt la secție. Hai să vorbim, poate că ne înțelegem cumva, da? Încercați să mă mituiți, domnule senator? Nu, omule, eu încerc să te scot din căcat. Mă amenințați? Da, băule, te amenință. Vrei probleme? O să ai probleme. Îți promit eu că o să ai probleme. Sunt Maestrate, redactor de investigații la Albatros. Vă cunosc, domnule redactor. Fica mea, Daniela Estrate, a fost reținută de dumneavoastră. Nu a fost reținută. Am chemat-o să dea niște declarații despre Alexandra Jianu, colega ei.
Soția mea voastră a venit și a luat-o acum câteva ore. Mm. Dana nu este acasă. Eu nu am văzut-o pe aici și oricum nu avea niciun motiv să se întoarcă. Sunteți un labagiu, domnule. Pardon? Dana mi-a povestit tot. Ți-ai bătut joc de copii. Alexandra a murit. Iar copiii ăștia pe care i-ai ținut aici, ai vrut să se simtă vinovați. Și s-au simțit vinovați. Sunteți mulțumit, domnule? Exagerați. Copiii ăștia nu-s ca Gabriela. Poftim? Gabriela, fata ta. Înainte de a avea accidentul acela, nu ți-a mai scris. N-a vrut să te mai vadă. N-a vrut să mai știe nimic despre tine. Avea vieța ei. Era studentă, era căsătorită. Nu era căsătorită. Trăia cu un individ dubios, fără ocupație, care fusese bănuit că a omorât-o din gelozie. Te-ai implicat personal. Mă rog, n-ai găsit suficiente dovezi ca să-l acuz de crimă. Știu totul despre tine. Ai fost arestat pentru că l-ai omorât pe soțul amantei tale din 2 mai. Soția ta, Manuela, s-a sinucis când au zis la proces că ai o amantă și un copil cu ea. Ai fost eliberat după 2 ani, pentru că atunci, pe vremea lui Ceaușescu, fratele dumitale era secretar de partid. Acum vrei să faci dreptate cu tot din adinsul? N-ai anunțat procuratura de moarte Alexandrei. L-ai arestat fără niciun motiv pe Geo. Și pe lângă asta, ai angajat 2 infractori în acest caz. Fii atent la mine. Dacă fata mea sau vreunul din copiii ăștia pățește ceva în noaptea asta, te distrug. Mergeți la Eforie? Plecați la nord? Mai departe. Și nu puteți să mă lași pe mine cu mașina până la... Ia zi, cât v-a ținut Sava la poliție? Noi am hotărât să rămânem. De ce? Așa, am vrut să aflăm adevărul. Las că să-l aflați în ziar de luni. Săruna, sunt Nichi, colegul Danei. Dana e acasă? Poate îmi spui tu unde e. Dana e acasă? Nu e. Și nu te mai ține după ea, că nu știu ce-ți fac. Manole, dobitocule, și ce dacă e apa mică? Rezolvă dracul într-un fel. Tu ce mai vrei, mă? Joe, Heaven 77. Ecstasy, deșeuri, vaporul, Alexandra. Știu, știu tot. Jane! Degeaba, tot știm. În apartamentul lui Joe nu era weekend să nu se dea bairam. Beam de nepișam pe noi. Joe și băieții mai luau câte o pastilă și începeau să vrăjească femeile pe care le agățaseră în cluburi. Le explicau de unde are tătii cu atâția bani. Înțelegeți dumneavoastră? Domnule Costa, Alexandra a murit. Înțelegeți? A murit! Ei, și... Am mai murit o terfă. Te calcă în picioare, m-au futut morții, mătii, te calcă în picioare! Puștule, te oftiști că n-a pus botul la tine? Îl iubea pe fiul meu. El îi mai dădea o rochie, un ban, lăsa să conducă BMW-ul. Ce vrei, să întoarcă la țară, la curvacii? Ține minte, puștule, oameni ca mine cad întotdeauna în picioare. Jane... Spune-i poștului o poveste să doarmă bine.
Deschide-ți că eu sunt. Ok, frate, ești nebună, că e gardă. Auzi, mă, Dan a fost pe aici? Da, de ce? A luat ceva? Ce? De ce ai dat? De ce ai dat, mă, tu ești nebun, tu știi că l-am luat în viață, e așa ceva? Lasă, frate, asta fac eu vând. Și unde s-a dus, mă? În masa, ce știu, s-a dus? În masa, tu sunt mor! Hai, dă-i drumul de aici, băi. De Dana, știi ceva? Nu, de ce? Nu contează, dar duc și pe unde o fi. Pe Valesa ai încercat? Asta e! Ești tare, mă! Ce faci, mă? Ești bine? Tu chiar vrei să scap de mine? Vrei să urc acasă? Vrei să rămân aici cu tine? Combinație. Și dacă mi s-am pus, aranjată pe cum vă spun amez. Aduce cică deșeuri toxice, dar de fapt aduce 10.000 de pastile pentru băiatul. E combinație mare că îți băga și de la el din partid. Dar și dacă mi s-am pus, ne-am scos toți. Și am eu grijă de toată lumea, păpușa. Pardon, țărane! Nu vă morți, mă, tu de prost! Și pe
Bună, ce? Auzi, știi ce? Eu zic să tragi din gură, da? Te deranjezi, mă, te deranjezi, n-ai loc. Auzi, ce scrii în presiile astea, bă? Te crezi stăpâna mea? Zi! Te crezi stăpâna mea? Uite-te la mine! Ce dacă vreau să fut? Ce, ai vreo problemă cu asta? Zi, ai vreo problemă cu asta? Așa, vezi? De fapt, știi ce ești tu, fă? Ești un căcat, asta ești. Uite-te la mine când vorbesc cu tine, ești un căcat, un nimic. Eu te-am adus aici, ești o zdreanță, ai înțeles? Fără mine. Hai. Așa, vezi? Taci din gură, taci din gură să faci ce se zice, da? Faci ca mine, totul să fie bine, da? Hai. Și încetează cu mofturile astea. Ce spre, deci, ce? Ce cu dumneavoastră asta la tine, a? Nu că lasă-mă, că te-ai prostule! Depind. Mâine e o nouă zi. Ce căcat, avem toată viața înainte, nu? Viața e frumoasă, viața merită trăită. Fiecare zi e minunată. Căcat. Mâine or să vină cu toții, părinți, vecini, profesori, reporteri. Toți or să ne certe și o să ne țină morală. Și nimeni nu o să înțeleagă nimic din povestea asta. Da, mă doare în cur. Yeah.